Thank you.
Mulțumim! Bine, lasă! O tăiat! Thank you.
deoarece ne aflăm în această perioadă minunată din an și urmează să prăznuim sărbătoarea închinată nașterii Domnului, dorim să colindăm împreună cu dumneavoastră o colindă pe care cu siguranță o cunoașteți și se numește Trei Păstori. Se întâlnim! Thank you.
Bună seara! Bine v-am găsit la producția claselor de folclor. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, are loc producția claselor de folclor, la care participă elevii și profesorii de la clasele de folclor al Școlii Populare de Artă și Meserie, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj. În continuare, vom da cuvântul domnului manager Daniel Săuca. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit într-un număr foarte mare, mă bucur, nici nu știu de unde avem atâția cursanți. Cred că va trebui să facem o reevaluare a numărului de cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii. Evident că e un moment de bucurie, după un an greu pentru toți. Și mă bucur și pentru că ceea ce am început în urmă cu mulți ani, văd că merge în continuare bine. Așa cum vi s-a spus, Școala Populară de Arte și Meserie este o secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Și cu bune cu rele încercăm de mulți ani să ne facem treaba și zicem noi din ce în ce mai bine. Astăzi, așa cum v-am spus, ne-am întâlnit pentru o producție de final de an, în care să vă urăm la mulți ani, să vă urăm sărbători fericite, să vă mulțumim pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în acest an și, în premieră, pentru că ați fost cuminți, nu? Ia să auzim. Ați fost cuminți? Pentru că ați fost cuminți, în premieră a venit și moșul de la Consiliul Județean Sălaj, iar la finalul întâlnirii o să-i rugăm pe colegii noștri mai tineri, adică până în 18 ani, să primească un cadou de sărbători din partea Consiliului Județean Sălaj. Vă mulțumim tuturor, să ne vedem cu bine la anul, mai sănătoși, mai buni, mai darnici, mai iubitori. Numai bine! În seara aceasta, elevii școlii populare ne vor încânta cu colinde, dansuri și suite instrumentale din diverse zone ale țării. În program veți urmări grupul instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, coordonat de profesor Albert Ionuț, interpretează suită din Sălaj, acompaniază Biriș Tudor, de la clasa de orgă, profesor Daniel Ilieș, clasa de dans popular, coregraf Gabriel Boticaș, joc de pe Someș. Clasa de canto, muzică populară, profesor Claudiu Costinaș, interpretează colindele, Slobozine gazde în casă și noi umblăm și colindăm. Clasa de dans popular, grupa mică, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de sub codru. Clasa de dans popular, secția maghiară, coregraf Ștefan Moti, dans din zona Craznei, elevii Cristian Marincaș, Antoniu Coste și Filip Gonția, de la clasa instrumente de suflat, profesor Ciprian Bolojan, acompaniați de elevii Mihai Virca și Raul Coțe, de la clasa de orgă, profesor Daniel Ilieș. Clasa de dans popular, grupa mare, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de Maramureș. Clasa de dans popular, adulți, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de pe Valea Barcăului. Clasa de dans popular, clasa externă, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans la liber, grupul instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, coordonat de profesor Albert Ionuț, interpretează suită din Ardeal și Banat. La finalul spectacolului, elevii Școlii Populare de Arte și Meserii vor interpreta colinda Trei Păstori. Vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută! Mulțumim! Thank you.
În aplauz de dumneavoastră, vreau să mulțumesc și pe această cale Primăriei Municipiului Zalău și Casei Principale de Cultură pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment.
sărbătorilor de iarnă, are loc producția claselor de folclor, la care participă elevii și profesorii de la clasele de folclor a Școlii Populare de Artă și Meserii, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj. În continuare, vom da cuvântul domnului manager Daniel Săuca. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit într-un număr foarte mare, mă bucur, nici nu știu de unde avem atâția cursanți. Cred că va trebui să facem o reevaluare a numărului de cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii. Evident că e un moment de bucurie, după un an greu pentru toți. Și mă bucur și pentru că ceea ce am început în urmă cu mulți ani, văd că merge în continuare bine. Așa cum vi s-a spus, Școala Populară de Arte și Meserie este o secție a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj și, cu bune cu rele, încercăm de mulți ani să ne facem treaba și zicem noi din ce în ce mai bine. Astăzi, așa cum v-am spus, ne-am întâlnit pentru o producție de final de an, în care să vă urăm la mulți ani, să vă urăm sărbători fericite, să vă mulțumim pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în acest an și, în premieră, pentru că ați fost cuminți, nu? Ia să auzim. Ați fost cuminți? Pentru că ați fost cuminți, în premieră a venit și moșul de la Consiliul Județean Sălaj, iar la finalul întâlnirii o să-i rugăm pe colegii noștri mai tineri, adică până în 18 ani, să primească un cadou de sărbători din partea Consiliului Județean Sălaj. Vă mulțumim tuturor, ne vedem cu bine la anul, mai sănătoși, mai buni, mai darnici, mai iubitori. Numai bine! În seara aceasta, elevii școlii populare ne vor încânta cu colinde, dansuri și suite instrumentale din diverse zone ale țării. În program veți urmări grupul instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, coordonat de profesor Albert Ionuț, interpretează suită din Sălaj, acompaniază Piriș Tudor de la clasa de orgă, profesor Daniel Ilieș, clasa de dans popular, coregraf Gabriel Boticaș, joc de pe Someș. Clasa de canto, muzică populară, profesor Claudiu Costinaș, interpretează colindele, slobozine gazdă în casă și noi umblăm și colindăm. Clasa de dans popular, grupa mică, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de sub codru. Clasa de dans popular, secția maghiară, coregraf Ștefan Moti, dans din zona Craznei, elevii Cristian Marincaș, Antoniu Coste și Filip Bonzia, de la clasa instrumente de suflat, profesor Ciprian Bolojan, acompaniați de elevii Mihai Virca și Raul Coțe, de la clasa de orgă, profesor Daniel Ilieș. Clasa de dans popular, grupa mare, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de Maramureș. Clasa de dans popular, adulți, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans de pe Valea Barcăului. Clasa de dans popular, clasa externă, coregraf Doina și Angel Dușcaș, dans la liber. Grupul instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, coordonat de profesor Albert Ionuț, interpretează suită din Ardeal și Banat. La finalul spectacolului, elevii Școlii Populare de Arte și Meserii vor interpreta colinda Trei Păstori. Vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută! Mulțumim! Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
deoarece ne aflăm în această perioadă minunată din an și urmează să prăznuim sărbătoarea închinată nașterii Domnului, dorim să colindăm împreună cu dumneavoastră o colindă pe care cu siguranță o cunoașteți și se numește Trei Păstori. Să-i întâlnim! Așa cum spuneam, a venit și moșul de la Consiliul Județean. Numai bine!